Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Potrivit unui ordin al Ministrului Economiei și Infrastructurii, emis câteva zile în urmă, ar putea fi tăiați de pe acostamentele drumurilor naționale toți nucii, plopii și sălciile. Care ar fi consecințele tăierii acestor copaci și care sunt reacțiile oamenilor și a specialiștilor, experților în domeniul ecologiei și a, pur și simplu a locuitorilor de pe teritoriul Republicii Moldova, vom afla astăzi discutând în cadrul emisiunii noastre cu invitații. Dumbrăveanu Andrei, ecolog, bună seara și bine ați venit la noi în studio. Voznoi Vitali, activist civic, bună seara și mulțumesc pentru că ați găsit timp să veniți să discutăm. Și Cantaragiu Iuliana, expert de la Centrul Național de Mediu. Bună seara și mulțumesc pentru că ați venit să discutăm. Este o temă care a bulversat opinia publică și mulți experți deja s-au expus în diferite emisiuni sau discuții, interviuri și totuși aș fi vrut să discutăm în continuare la această temă pentru că apar idei controversate. Unii spun că este bine ceea ce s-a propus de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în special domnul Kiril Gaburici a rostit acest discurs când a spus despre această inițiativă. Apoi, Ministerul Economiei a înființat un grup de lucru în care vor intra reprezentanții ai Ministerului, al Inspectoratul Național de Patrulare, Administrația de Stat a Drumurilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Institutul de Ecologie și Geografie. Dar pe cealaltă baricadă se situează oamenii care sunt împotrivă și care spun că aceasta ar afecta grav atât ecologia cât și starea drumurilor. De aceea vreau să vă expuneți astăzi să discutăm și să mai dăm o șansă de a analiza mai profund această temă. Doamna Cantaragiu, dumneavoastră, ce ziceți? Bine, din punctul meu de vedere, eu am citit ceea ce a spus domnul Gaburici, nu l-am ascultat pe el în mod direct, dar din modul cum s-a exprimat, din cauza copacilor mor oameni în accidente rutiere, aici eu n-aș fi de acord, din simplu motiv că nu copacii devină că mor oamenii. Asta e cel mai banal deci, lucru. Motivul pe care l-a invocat da. Este că oamenii adică decedează în accidente rutiere din cauza copacilor. De fapt, nu din cauza copacilor, dacă acest lucru se mai întâmplă, se întâmplă în urma eventual impactului cu copacii, dar cauza întotdeauna va fi modul cum conduce șoferul. Deci atenția lui și responsabilitatea lui la volan în diferite condiții climaterice și în funcție de cum ăsta are grijă să-și repare mașina și așa mai departe. Dacă și-a schimbat anvelopele la timp și dacă conduce atent când șoseaua e umedă sau nu. Deci întotdeauna de vină, cauza va fi de fapt omul. Acum că se mai întâmplă că în urma neatenției, din cauza neatenției omului, mașina aceasta derapat de pe șosea și ăsta, a avut un impact cu un copac, asta este. Deci asta e situația, situații sunt diverse, multiple și nu doar din cauza asta, de exemplu, sau nu ăsta este motivul pentru care ăsta, a decedat omul sau s-a întâmplat acel accident rutier. Dar simplu aș vrea să subliniez un lucru foarte important, că fâșiile de protecție, ele întotdeauna au avut un rol. Fie a drumurilor, fie a câmpurilor, fie a râurilor. Un rol foarte important. În cazul drumurilor, rolul lor cel mai important este de captarea emisiilor care se produc în procesul circulației autovehiculilor. Și asta e unul din roluri și al doilea rol foarte important, asta e că se creează ca un gard verde, în mod special în timpul perioadelor de iarnă, când sunt viscole și respectiv protejează înămețirea șoselei, părții carosabile. Ce dacă luăm pe de altă parte, absența acestor copaci în perioada de viscol ar înămeți drumul și atunci
cât e de siguranță, ce siguranță, ce siguranță la trafic rutier poate să ne garanteze în cazul dat. Sau cât de rapid suntem noi în Republica Moldova, exact, să dezăpezim drumurile și cu toate astea, și chiar și cât de rapid, depinde și de puterea vântului și de... Oricum, peste jumătate de oră poate să apară înapoi, exact, aceleași nămeți. Deci, de asta, ele au avut tot timpul, fâșile de protecție a drumurilor, au și au avut un rol foarte important. În perioada după independență, perioada aia de haos în mod special, în general s-au constatat foarte multe defrișări ilegale. Oamenii, exact, tăiau fâșiile, pădurile, da, absolut, sau celălalt copac ca să se încălzească. Fenomenul ăsta a persistat și el persistă și acum. Tăierile ilegale le sunt constatate în toate rapoartele și la Mulțilva, mm-hmm, rapoartele inspecției ecologice. Da, aici trebuie să spunem telespectatorilor că acei copaci care se află pe acostamentul drumurilor aparțin, sunt la balanța agenției, general, de stat, agenției de stat a drumurilor. Da, și o parte din ei sunt, da, la balanța Mulțilva. Ce vreau să zic, că lucrul ăsta s-a întâmplat nu doar la noi, dar, de exemplu, s-a întâmplat și în alte țări, din fostul lagăr sovietic, și în România inclusiv. Acum, în România, de exemplu, când au constatat faptul că ce... Despre, doamna Contraciu, despre România am și eu un citat a unui academician, da, revenim un pic mai târziu, vreau să-l întreb pe domnul Dumbrăveanu, dumneavoastră ați auzit sau ați văzut, pentru că am urmărit și citatele pe care și exprimarea dumneavoastră vis-a-vis de această temă în unele ziare și în unele emisiuni, ați urmărit de unde vine acest număr pe care domnul Gaburici spune excesiv de accidente, din vina cărora trebuie să tăiem toți copacii. L-ați văzut vreodată? Pentru că eu, pregătindu-mă de emisiune, am înțeles că INP-ul nu are așa cifre și colegii mei, jurnaliști, s-au documentat și nu au găsit. Sigur că... Ar fi asta un motiv serios? Este undeva o statistică și această statistică trebuie căutată la medicina preventivă. Cazurile de deces în urma accidentelor rutiere sunt asemenea cazuri și ele sunt justificate într-un fel din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, drumurile nu mai corespund vitezelor. Mașinile care intră în posesia cetățenilor sunt de altă categorie decât drumurile care au fost cândva proiectate. Asta în primul rând. În al doilea rând, spațiile despre care vorbim de protecție a drumurilor, spații forestiere, spații silvice, au fost amplasate conform normelor de altă dată, de pe timpuri. Ele, într-adevăr, aparțin Ministerului Transportului, cum se numea atunci, acum era acum agenții. Agenția trebuia să aibă permanent grijă de ele și era un război permanent între ecologiști și silvicultori și agenție, pentru că ele erau lăsate în voia soartei, aceste spații. Cine dorea putea să ducă iarna să-și taie lemne de foc. Da, dar oricum există o evidență și eu vreau să vă zic... Există o evidență pentru că, într-adevăr, ele stau în subordinea agenției și sunt prezintă economic, din punct de vedere economic. Da, fiecare copac are prețul lui, asta am înțeles. Eu când am vorbit cu persoanele de la agenție sigur și 450, vreau aici, mă scuzați să spun telespectatorilor, sunt 450.000 de copaci de nuci pe drumurile naționale, din totalul de 1.000.000 de copaci de plop și salci. Ei bine, noi trebuie să vedem ce a avut în vedere Gaburici când a spus că trebuie de adus o ordine anumită de făcut în acest domeniu, pentru că dacă ne referim la drumurile actuale care trebuie reconstruite, eu am participat la expertizarea drumului de la Soroca, care merge spre Soroca, care trebuia să ajungă până la Uguri și de acolo în Ucraina, la Vinița. Este vorba de drumul mileniului, făcut pe banii cetățenilor americani, adică făcut din fonduri ale Statelor Unite, ale Agenției de Dezvoltare a Statelor Unite. Și atunci s-a ținut cont
cât se va lărgi drumul și unde trebuie depus copacii. Iar copacii care intrau în zona de securitate rutieră, pentru că este vorba de o zonă de securitate rutieră, ei au fost extrași. Într-adevăr, sunt anumite proiecte care prevăd cum să fie sădiți acești copaci pe drumurile moderne care se proiectează. Acum se proiectează drumul spre Iași. Să spuneți că domnul Gaburici n-a explicat totul și a avut în vedere... Domnul Gaburici, în maniera dânsului, a spus. Acum, și noi, acum noi trebuie să ne gândim, să alertat societatea, acum noi trebuie să ne gândim ce a avut în vedere domnul Gaburici. Deci, da, dar să nu iasă domnul Dumbrăveanu pe de-andoasele, cum iese la noi la moldoveni. Să se taie iurea copacii care au noi... nevoie, are nevoie drumul național. Dar da, știți de ce la noi iese tot pe de-andoasele? De ce? Chiar mi-e interesant pentru ce părere gândim aveți pe de-andoasele. Exact. Una gândim și alta spunem și de multe ori nu folosim cuvintele care trebuie. Sau noi înlocuim cuvintele. Sau semnăm și... niște acte internaționale pe care după aceea le disciplinăm și le citim după ce le-am semnat. Tot încercăm să le înțelegem, dar ce-am semnat. Așa, da. Domnul Voznoi, vă rog frumos să-mi spuneți, dumneavoastră, dacă va veni timpul, să zicem, și domnul Gaburgi va insista la acest lucru, ziceți că oamenii ar trebui să iasă, pentru că știu că sunteți un activist destul de aprig așa și luptați, părerea omului contează în așa fel? Sau ecologiștii deja și-au spus cuvântul? În primul rând, o replică, una gândim, a doilea spunem, a treilea facem și a patrulea deja explicăm de ce nu s-a primit așa la noi. Eu vreau să vă dau o citată din site. De tot că pe mine mai mult interesează procesul decizional. Cum a apărut această decizie sau hotărâre sau idee. Cum urmează să parcurgă drumul până la obține. De la site Ministerul Economiei. Datele arată că cele mai multe decesii în cazul accidentelor rutiere produse pe drumurile naționale sunt din cauza impactului cu arborii amplasați pe marginea carosabilă. Care date? Unde au fost prezentate? Poate noi știm că cineva bie la volan. Poate gardul de protecție trebuie acolo. Da, pe okay. Sunt alte momente. Și a doilea, conform ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii, grupul de lucru va elabora un studiu referitor, bla, bla, bla. Și nu există acest ordin pe site. Noi nu vedem cine este în grup de lucru, care este analiza sau niște materiale despre care am vorbit acum. Și eu, desigur, că aceasta ar fi o inițiativă populistă a PD-ului, desigur, așa cum este și cu uniforma școlară, ca să alerteze societatea, desigur, și să ne detașeze de la problemele mai importante. Două fotografii care eu văd cu drumul și cu domnul Gaburici. Atât. Noi nu vedem niște explicații, nu vedem cum trebuie să fie, se arată acest lucru. Noi trebuie să vedem de unde a apărut această problemă. Poate cineva din experți, din societatea civilă sau din cadrul ministerului a venit cu un raport. Ia că noi vrem să facem acest lucru. Așa a fost anul trecut în primărie. Eu vă spun precis de atât că noi am făcut regulament privind gestionarea spațiilor verzi. Și eu am fost implicat în acest proces. Și oameni de la Spații Vers, de la organizații ecologiste, două, trei au fost. Și noi am făcut acest lucru. Și a fost proces foarte transparent și oameni care au participat la dezbateri publice au văzut de ce noi am făcut acest lucru, care este cadrul normativ. Iată că noi ne-am uitat și la legea 591 și la regulament care a existat, dar cumva nu s-a respectat. Și niște hotărâri de la primar. Așa trebuie să apar problemele în spațiul public. Nu din capul domnului Gaburici. Asta altă întrebare, cât de pentru noi este această figură, cum putem să avem încredere. Da? De atât că a fost demisionat, pe urmă a revenit și nu știu de ce el propune acest lucru. Nu e normal.
Păi, urmează să vedem cum va lucra acest grup de lucru și să vedem ce se va întâmpla. Da, doamna Cantargiu, vreau să spun ceva, că vreau să dau citirii unui. Da. Exact, vreau un pic să intervin. Eu, de exemplu, în cazul copacilor, cred mai puțin în teoria conspirației, dar vreau să zic că anul trecut am avut ocazia să monitorizez capitolul drumuri, transport, sau nu știu cum se numește, exact, în a strategiei naționale Moldova 2020. Deci noi avem acolo un obiectiv anume focusat pe drumuri, orientat pe drumuri. Și unul din indicatorii acelei strategii sau la acest capitol este scăderea ratei de mortalitate în securitatea traficului rutier. Și dacă bine mi-aduc aminte, sunt date la IGP pe câți rată de mortalitate per an pe Republică. Și dacă nu greșesc, sunt 160 de persoane pe an. Erau datele pentru 2016, dacă nu greșesc. Deci însă, la 100 de mii de locuitori sau la 1000 de locuitori. Exact. În funcție trebuie de văzut care e coeficientul. Așa, și da, ce vreți să corect, spuneți? La 1000, la milionul de locuitori. La 100 de mii. La 100 de mii. Ok. În fine, deci există o rată oarecare, există un obiectiv, există o țintă fixată în acel obiectiv strategic și Ministerul de Resort trebuie respectiv, în mod special că există și strategie privind siguranța traficului rutier. Deci, ca orice structură birocratică, ea trebuie să-și urmeze, bineînțeles, și să raporteze la îndeplinirea acelor indicatori. Și în cazul respectiv, bineînțeles că vine Autoritatea Națională de Stat a Drumurilor, vine cu o inițiativă. De asta și zic, eu aș tinde, de exemplu, să fiu de acord cu domnul Dumbrăvean. Cine știe ce-o fi având în vedere domnul Gaburici când s-a exprimat atunci din cauza copacilor mor oamenii. Dar mai curând că e necesar, de fapt, inițiativa ar fi fost necesară sau probabil, poate că ea și este în direcția asta, de întreprinderea anumitor măsuri pentru a crește rata de siguranță. Coincidență sau nu este prezentarea unei pozei cu centura a domnului Cando și mai multe ce sunt legate de siguranța în trafic. Noi trebuie să ținem cont de următorul lucru. Sunt drumuri internaționale în Republica Moldova, sunt drumuri naționale, sunt drumuri naționale de categoria 1 și de categoria 2. Astea sunt. Poate să simt și de categorii mai... Dar noi nu avem o analiză unde sunt copacii și cum au plasați aceștia. Stați, sunt pe toate drumurile plasați. Majoritatea. Nu, pe drumurile naționale sunt la distanță mare de categoria 1 și categoria 2. Între sate, pe câmpul satului, sunt între parcele, sunt drumuri tehnice, tehnologice. Și tot și sunt arbori. Marginea lor, tot sunt arbori. Acum trebuie de văzut cui aparțin acei arbori. Sunt unele sate, pentru că eu am fost în foarte multe sate cu alte proiecte, în care sătenii se mândresc de aceste alei și ei reprezintă istoria satului și nu știu mai ce. Acolo, și nu se întâmplă accidente anume pe perioada aceea. Și aia vor fi tăiați. Acolo merg cu căruțele și cu tractoarele. Acolo unde merg cu bolizii, și merg niște copii, că de obicei, dacă o să vedeți cine sunt cei care ajung mai apoi în alte luni, ăștia merg cei tineri care accelerează, care mai iau și un pahar de băutură. Păi vedeți care sunt cauzele, și, da. Și toate lucrurile astea... Vorbim despre lucruri absolut diferite. Da, însă ei creează situații... Dar trebuie să punem accentul pe altceva, dar nu pe voi face asta. Care mai apoi nimeresc și microbuze, că au fost cazuri când microbuzele au nimerit în accidente. Microbuzele sunt atât de vechi și defectate că nu trebuie să transporte oameni. Asta e altul. Caz de la caz trebuie studiat. Însă, un lucru este cert. Eu am mers, un pic am mai văzut drumuri în Ungaria, în Polonia, în alte țări care nu sunt atât de departe de noi și trebuie să vă spun că pe drumurile internaționale, pe drumuri proiectate, așa cum scrie cartea,
copaci pe marginea drumului nu prea am văzut. Am văzut altceva, în schimb, care trebuie să fie implementat și la noi. Haideți, dacă vorbim despre practicile internaționale și avem aici alături noi România, aș vrea să vă dau citiri un text pe care l-am găsit eu astăzi în internet și în care am înțeles eu că din 2014-2016 s-au plâns foarte multă lume în România că ei au participat la acest proiect de defrișare a copacilor de pe acostamentul drumurilor și spune Teodor Octavian Gheorghiu, doctor în științe, cadru universitar al Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Zice dumnealui că trebuie să precizăm la ce servesc copacii de pe marginea drumului. Fabrică oxigen, fixează praful, neutralizează unii compuși chimici periculoși, umidifică aerul, umbrește, protejează împotriva zgomotului stradal și participă la o imagine stradală plăcută și adaptivă anotimpurilor. Nu există efecte nefavorabile decât doar cele născocite de minți bolnave. Efectele nefavorabile sunt datorate tocmai dispariției unor arii importante din parcuri și a mii de arbori stradale însoțiți de dublarea în ultimii 20 de ani a parcurilor auto. Mai spune Gheorghiu că conform acestea, printre consecințele defrișării se numără dinamica ascendentă a bolnăvirilor de cancer pulmonar, care au drept cauză majorul poluarea aerului, creșterea numărului de cancer și boli de piele. Deci România deja se confruntă cu niște situații care le este acum un pic probabil deja nu prea sunt fericiți că au defrișat în masă și s-au conformat niște acte internaționale. Exact lucrul ăsta voiam să zic atunci când m-ați întrerupt, că ca și exemplu eu știu că România a început câțiva ani în urmă, de fapt o campanie masivă și chiar Ministerul Mediului de 3 ani în urmă, dacă nu greșesc, a inclus în strategia sa și respectiv sunt și bani alocați, bugetați pentru restabilirea fâșiilor forestiere de protecție deci, a drumurilor. Lor le pare rău de ce au făcut exact, acum. Exact, asta și zic. Deci atunci a fost o perioadă de haos când s-au defrișat necondiționat și fără a fi urmărit fâșiile astea de protecție a drumurilor și acum ei le restabilesc și caută diferite soluții. De exemplu, una din soluții, niște parteneri de ai noștri din România care cresc salcie energetică, propun Ministerul Transporturilor de acolo să planteze salcie energetică de-a lungul drumului, care are și un mod specific de a crește și creează într-adevăr un gard viu, verde, foarte bine, cum zic, ramificat, care protejează și în mod special de-a lungul care autostrăzilor, că în fiecare an când sunt viscole, autostrada soarelui se înămețește. Și este într-adevăr, deci ce mai ieftin chiar și mai benefic să plantezi acea salcie energetică decât, de exemplu, să construiești acel gard care se mai construiește gardul, exact. Că el ar fi comparativ cu domnul Dumbrăvean, mi-a dat Ungaria ca și exemplu. Eu în Franța am mers cu mașina 2 ani în urmă și vreau să zic, da, pe autostrăzi există și gardul ăsta de protecție fonii, dar după gard există copaci, fiindcă emisiile care se produc de la intensitatea traficului sunt destul de mari. În mod special cu Uniunea Europeană, acum, în general, vrea să, în strategia sa de protecție contra emisiilor în aerul atmosferic, vrea să reducă inclusiv emisiile la particulele astea foarte periculoase care într-adevăr cauzează bolile astea pulmonare despre și care de am vorbit și de piele și mai departe. Da, dar vom fi noi capabili să întreprindem corect această idee și vom fi noi capabili să nu ne facem rău nouă însumi. Asta nu? Depinde deci, de capacitatea voastră. Proiectarea de drumuri, astea sunt procese inginerești axate pe știință și nu pe diletantism. Da. Fiecare proiect de drum are în spatele lui standarde. Standardele acestea sunt trecute prin viață. Standardele acestea au fost încercate și după asta se aplică. Deci noi nu putem acum să vorbim despre tot și să le adunăm pe toate la un loc. Pentru că noi avem nevoie de drumuri moderne, noi avem nevoie de securitate rutieră, noi avem nevoie de securitate ecologică.
Și atunci când spunem de acești copaci, iată, că e salci, că sunt specii, ploi, da, și lucrurile astea au fost deja încercate și deja stabilite, ce crește mai repede, ce poate fi extras mai repede, pentru că acești copaci au o durată de viață mult mai scurtă decât acelora care sunt în păduri sau sunt pe malul apelor, pentru că ei primesc primii lovitura nocivă pe care a gazelor de eșapament și nu numai. Da, dar înainte de a vrea, Rigem spune că este gata videoul pe care noi am sunat pe Ion Roșca, vicedirectorul pe știință din cadrul Grădinii Botanice, dar până pregătește Rigem până la capăt video, domnul Voznoi, considerați totuși că această inițiativă este una orientată spre beneficiul ceea ce spune domnul Dumbrăveanu sau aici putem vorbi despre niște lucruri care de obicei se întâmplă la noi? Eu totuși nu prea încredere că... Doamne, Margarita, asta se numește la rușii кто о чем, а лысый о волосах. Eu vreau să vorbesc cât de drept a fost proces decizional. Au fost sau nu părțile interesate? Noi acolo, am înțeles. Implicații în proces. Iacă eu, din nou insight, mă uit și văd că părțile interesate în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Autoritatea aeronautică civilă, Moldața, Air Moldova, Molda Aeroservice, Avianvest, firma recunoscută, da, în schemele, Centrul Național împotriva abuzurilor și pentru drepturile omului, Dmitrii Salmatin. Îți transmit salutări, Dmitrii, dar el nu este totuși un specialist, nu este un ecologist, nu vedem niciun expert în transport sau în ecologie. Da, ați menționat Institutul de Ecologie. Da, este Institutul de Ecologie și Geografie implicat în grupul de poate lucru. Poate el este implicat, dar în primul rând trebuie să apare această informație despre această analiză sau dorință de a face ceva. Păi asta și ați spus la început că urmează să se, să se adune asta în prima ședință și că nu s-a întâmplat nicio ședință. Eu cred că totuși, în primul rând, trebuie să fiu informat de oameni care sunt deja implicați în proces, care ani la rând stau la aceste ședințele în Ministerul Economiei. Eu știu că la capitolul transparenței Ministerul Economiei este unul din cele mai bune. Asta este într-adevăr așa. Asta nu este cumva vina domnului Gaburici. Nu el a făcut acest lucru. Aportul, dacă nu-i vină. Nu, vină, e ceva pozitiv. Asta a fost o glumă. Ați spus-o între ghilimele. Da, am înțeles. De tătă că în acest an au venit oameni cu care el se consulte fără reputație. Chiar vreo 3 zile în urmă a fost un renumit domnul Valco cu platforma Sadrujestva și care a contribuit foarte mult la un conflict dintre oameni în domeniul restaurantelor. Da? Am înțeles. Continuăm discuția. Regia îmi zice că putem deja privi, auzi ceea ce ne-a spus. Domnul Roșca este o părere, vicedirectorul pe știință din cadrul Grădinii Botanice. Cum considerați, reprezintă copacii de pe marginea drumului cel mai mare pericol? Eu cu toată certitudinea vreau să declar că sigur că nu prezintă arborii din aliniamentele de-a lungul șoselilor naționale și internaționale din țară pericolul numărul 1 pentru siguranța în trafic sau siguranța cetățeanului. Cu certitudine există și practici și europene și mondiale care au fost discutate, unde a fost discutat aspectul dat, unde s-au pus în dezbatere o multitudine de abordări, ca până la urmă oricum s-a convenit că abordarea defrișării arborilor sau lipsii arborilor de-a lungul șoselelor este o greșeală eminentă. Ba din contra, s-a ajustat doar la aspectul asortimentului de arbori, arbuști care sunt recomandați, care ar trebui să fie, care sunt necesari de a face parte din contextul dat. Acum sunt o multitudine de cultivaruri, repet, de arbori, arbuști care fac din contra condusul mai confortabil
fac sau țintesc sau concentrează atenția conducătorului auto. Deci autoritățile ar trebui, mesajul nostru al grădinii botanice, consider că autoritățile ar trebui să atragă atenție la alte normative care duc la un trafic mai sigur, o diminuare a accidentelor, prin plasarea parapetelor, prin multe alte aspecte care sunt de ordin modern la ora actuală și nici într-un caz defrișarea sau lipsa în totalmente a vegetației de-a lungul șoselelor. Care este rolul copacilor de pe marginea drumului? Mai întâi de toate, un rol primordial este perioada rece a anului, că ei stopează când sunt masiv curenții de aer, ei stopează în proporție foarte mare înzepizirea sau întroienirea drumurilor și care are un impact foarte mare la economisirea bugetului sau a banului public la dezăpezirea acestor șosele. Deci ăsta este impactul numărul unu. Al doilea este, desigur, că barieră, ca un tampon, ca o fâșie de protecție dintre șosele și câmpurile agricole. Factor recomandat că arborii să fie în lungul șoselelor. Deci, dar cel mai palpabil, cum s-ar spune, mă repet, este contra înzăpezirii șoselelor, pe care noi, din păcate, suntem în zona în care acest fenomen din an în an sau din iarnă în iarnă tot ia amploare. Deci noi trebuie să revenim cu completarea, cu suplinirea asortimentului de arbori. Poate să mai intercalăm arbori care sunt în jur, în lungul șoselelor, cu asortiment de arbuști de talie nu înaltă, medie, înțelegeți, care ar contribui la stoparea zăpezirii drumurilor. Și altul, cum am zis, e ca un factor tampon al culturilor agricole, care sunt imediat în imediata vecinătate a șoselelor. Sunt foarte multe alte modalități sau tehnici acum de construcția drumurilor care diminuează impactul ăsta păgubos, dăunător de a avea accidentele rutiere în cantitatea care este la noi, adică într-un număr foarte, foarte ridicat. Da, deci vedeți părerea domnului Roșca, dacă vreți să completați ceva, sau da, dumnealui vede în general plantarea unor arbuști încă în suplimentar. Da, sau suplinirea arborilor. Eu vreau să completez în tot tabloul ăsta. Dacă e vorba de arbori bătrâni sau care s-au îmbolnăvit cu risc de prăbușire și așa mai departe, da. Dar trebuie făcută inventarierea și cadastrul acestor fâșii forestiere de protecție și de știut care este starea fiecărui arbore și așa mai departe. Și mai există și alte măsuri obligatorii, asta că se taie crengile care sunt chiar deasupra drumului. Și nu se văd semnele rutiere. Nici semnele și există la fel. Există riscul cu dezvoltarea acestei crenci respectiv și cu emisiile care sunt și la ce stresuri se supune acele crenci. Adică există iarăși riscul de prăbușire. Aici e ăsta, responsabilitatea autorității naționale a drumurilor să taie crengile astea la timp sau să defrișeze copacul îmbătrânit și să planteze altul, fiindcă cunosc exact despre drumul despre care ați menționat, Sărăteni-Soroca, da, care a fost reabilitat. Apropo, la reabilitarea acelui drum, deci s-au ținut cont, deci după regulile Statelor Unite, s-au ținut cont și de toate aspectele de mediu în construcția drumului, în reabilitarea lui. Ceea ce nu s-a ținut cont la alte drumuri? Atunci când e vorba, de exemplu, autoritatea noastră de stat a drumurilor să facă propriile proiecte fără susținerea internațională, fiindcă atunci când drumurile sunt finanțate din exterior, că în cazul dat Millennium Challenge Account sau era sau BEIU sau BERDU, ei au manuale de
Asta, responsabilitate sau de aspecte de protecția mediului și sociale la construcții de drumuri și reabilitare. Și atunci se ține cont. Dar dacă pur și simplu din banii publici se reabilitează, mai puțin se ține cont de acest lucru. Și atunci arborii care au fost defrișat, la fiecare arbore defrișat s-au plantat alții 10, noi. Deci inclusiv au fost fortificate pante cu alunecări de teren unde drumurile într-adevăr derapau. Cu ceea ce s-au confruntat acum vecinii noștri din România, că multe drumuri, alunecările de teren... Dar ce să zicem, curba de la Ocolina, șoseaua de centură de la Sângerei, se confruntă cu astfel de probleme. Regem, zice că mai avem și o altă părere pe care noi am solicitat-o astăzi. Vă rog frumos să faceți legătura cu un consilier municipal. Este legătura? Da, așteptăm legătura, domnul Dumbrăveanu. Nu vedeți aici nimic suspicios și trebuie să lucrăm mai mult ca să ne implicăm toți și să fie o conlucrare nu numai cu această echipă, dar și să, care este formată, grup. Dacă am avea suspicii la fiecare cotitură de stradă, eu cred că nu ne-am lipsat nicăieri. Noi trebuie să ținem cont de un lucru. În Republica Moldova deja este o experiență, această șosea Sărăteni-Soroca, care a avut o expertiză foarte serioasă și în baza acestei expertize s-au făcut lucrări serioase. S-au făcut lucrări care mie îmi pare rău când trec de cultura poporului, când a unor indivizi, nu a întregului popor. Când, vorbiți când, de când devastările rup, care și-au rupt și-au stricat toate stațiile cele, da. Au stricat stațiile, au stricat panourile. Păi, din păcate, moldovenii cam întrebat, nu știu nu să păstreze. Moldovenii. Nu, trebuie să vedem cine spune la urmă acei indivizi. Dar chestiunea este alta. Chestiunea este că dacă avem această experiență, dacă știm deja, haideți să o promovăm, haideți să vedem cum am putea și în alte, pe alte drumuri să implementăm. Da, dar înțelegeți că totuși până la urmă expresia pe care și mesajul pe care l-a transmis domnul Gaburici a fost influența copacilor care cresc de-a lungul drumurilor asupra securității în trafic este nefast și trebuie să-i tăiem pe toți. Asta a fost și de aceea trezește suspiciuni și interesul acesta ascuns. Domnul spune, Gaburici trebuie să treacă un curs de educație ecologică. Avem deja legătura cu domnul Odințov. Vă rog frumos, regia. Alo? Алло. Да, господин Одинцов, мы хотим узнать ваше мнение по поводу того, что было сказано Министерством экономики, чтобы были таять тот копачий ДП акостаменту друмурилор, мы сказать. Ну, во-первых, здравствуйте. Знаете, это то же самое для того, чтобы спасти жизни утопающих, высушить все озера и реки. На мой взгляд, господин Габуриш высказал абсолютную глупость. Но так как мы знаем, что этот человек, занимающий пост министерства, мы подразумеваем под его словами совсем другое. Знаете, дьявол кроется в деталях. Ну, во-первых, ореховая отрасль – это одна из крупнейших экспортных доходов Республики Молдова, более 100 миллионов в год приносит. Мы имеем информацию, что с начала этого года таможня и другие органы блокируют действия экспорта молдавских фирм. То есть фактически на рынке остаются, как мне сказали компетентные люди, около двух фирм. Можно подозревать, кому эти фирмы близки и почему поднимается отрасль. Это вопрос о спиливании. Потому что вдоль дорог у нас в основном орехи растут. То есть в редких случаях это тополя, ну, к примеру, по дороге из Ханчес в Чемишлию там, и так далее. В основном это орехи по всей республике. Ну и давайте вспомним, что некоторые бывшие министры имеют свои мебельные фабрики и связи в румынских компаниях, которые в основном производят мебель из ореха. Ну вот и мне кажется, вот дьявола нужно именно в этих темах искать. И дай бог, чтобы мы этого не увидели, но, к сожалению, такие вещи раскрываются уже после того, как будет реализовано. Если господин Габуриш собирается переформатировать рынок ореха, это одно, и заодно обеспечить свои фабрики или аффилированные фабрики древесины, это совсем другое. Но абсолютной безопасности этот вопрос не касается. Есть СНИП градостроительства и строительства дорог,
И большинство орехов и на посаждение, они посажены достаточно далеко от дорог и обеспечивают безопасность. Раз. Кроме того, есть другие способы обеспечения безопасности. Ну, например, я был в Белоруссии и был удивлен, когда вот у нас есть некоторые полосы, создающие шум для колес перед пешеходными переходами. В Беларуси и в других странах есть такие же полосы, которые наклеены с различной периодичностью для создания шума водителя, чтобы его взбудоражить, проснуть, скажем так, и перед большими поворотами. Для того, чтобы водитель, ну, создать условия безопасности движения и снизить скорость движения. То есть есть большое количество способов снизить аварийность на дорогах. Да, но понимаю. Это, знаете, спилить деревья точно так же, как я сказал вначале, высушить озера и реки для того, чтобы обеспечить неутопаемость людей. Глупость абсолютно. Я думаю, это скрывается в том, что вот по поводу ореха, то, что я сказал. Понятно. Вы думаете, этот grupul acesta de lucru care a fost format va începe de curând a lucra sau este necesar ca această discuție să treacă și la alte niveluri? Абсолютно верно. То есть, во-первых, эта группа должна, если создана такая группа, она должна работать абсолютно публично и прозрачно и привлекать широкий круг специалистов, потому что это касается всех жизней, то есть жизни наших всех граждан Республики Молдова. Это нужно широко обсуждать, а не каким-то закрытым принимать потом закрытые решения. То есть, это будет действительно и специалистов привлекать, а не использовать министра экономики, который высказывает глупые мысли. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Да, господин Вазмин. Реплика foarte bună, тот de la din сайт, din comunicat. De asemenea, noi trebuie v-ați pregătit foarte bine. Nu, asta unica pagină cu care eu acum fac vă cită. De asemenea, administrația de stată drumurilor va prezenta informații cu privire la resursele financiare alocate anual pentru defrișările înlocuirea acestora și alte acțiuni întreprinse în acest sens. Eu încă o dată vreau să spun că Ministerul Economiei este unul din cele mai transparente sau pregătite. Sunteți optimist, vreți să credeți că asta? Asta ca o replică la domnul Odințov cu care noi de obicei ne întâlnim la construcții ilegale. Dar dacă e serios, desigur, noi trebuie să vorbim că în acest grup de lucru trebuie să fie prezent cineva care știe legislația în domeniul transparenței sau procesul decizional. Asta numai decât de atât că lipsa comunicării și lipsa încredere în această guvernare și în primărie actuală, da, este foarte mare. Și, desigur, eu trebuie să înțeleg de ce nu a fost cumva schimbată hotărârea 27, dacă nu mă greșesc, din 2004, care ultima dată a fost modificată asta despre defrișarea. Deci dumneavoastră aveți nevoie de mai multe informații și de mai multă transparență în tot ce ține de continuitate. Am înțeles. În proces. Eu vreau ca cetățean să înțeleg au fost sau nu propuneri. Cine au fost experți? Au fost sau nu propuneri din partea oamenilor cu bune practici din alte țări. Suntem deja pe final, aș vrea să concluzionăm de ce este nevoie ca să facem pașii corecți și cum trebuie să fie atrași experții în acest dialog. Doamna Cantarăgeu. Dacă grupul pe care l-ați citat la începutul emisiunii, deci componența grupului e în felul ăsta, din punctul meu de vedere nu este rea. Deci acolo există și ecologiști și drumari. Deci deja este bine. Poate să fie atrași, este indicat să mai fie atrași și experți din partea societății civile, inclusiv cei din partea transporturilor și inclusiv cei din partea protecției mediului, fiindcă orice, la
orice dialog, pentru a găsi orice gen, tot felul de soluții, trebuie să fie implicați la maxim posibil toate părțile interesate și de găsit într-adevăr calea de mijloc. Dar vreau să repet și să insist pe chestia asta. Nu copacii sunt de vină, că mor oamenii. Că mor oamenii, da. Și cred că și dumneavoastră, domnul Dumbrăveanu, deci, la fel ați ajuns la această... Eu eram de mult pe aceste poziții, pentru că mor și copacii odată când mor și oamenii. Și oamenii, da. Deci se cere transparență, competență, voință și dorință. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și ar fi bine să ne dezvoltăm mai mult cultura șofatului și să nu permitem ca la noi, Republica Moldova, să-și cumpere permisul. Despre aceasta am mai vorbit și la alte emisiuni. Oamenii care n-au nicio treabă cu volanul unei mașini și habar nu au ce înseamnă un automobil modern. Astea probabil sunt cele mai importante aspecte la capitolul multe accidente în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă și vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi.